Ok, eu să plec, eu am voie să joc doar cu lui din sezonul 1, băieți. Bun, băieți, filmez clipul ăsta când încă am 16 ani, din câte se poate vedea acolo. Este 11:38 de minute, hai să intru și eu repede aici. Bun, și pentru cei care nu știau, băieți, astăzi este ziua mea. Băi, deci am zis, vreau neapărat să fac ceva ca să-mi marcheze trecerea asta de la 16 la 17. Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip. De această dată, oameni buni, din câte puteți vedea, o să facem un clip în care ne jucăm doar cu arme din sezonul 1. Și vă dau un spoiler, băieți, am făcut 17 ani pe clip. S-a făcut ora 12 noaptea pe clip, asta v-am zis de acum. Deci am făcut 17 ani alături de voi pe YouTube, băieți. Nu s-a înțeles mai devreme ce am zis. 17 ani, băieți, am făcut alături de voi pe YouTube. Înainte să începem clipul, nu uitați să apăsați acolo butonul de like. Credeți-mă, m-ați ajuta extrem de mult dacă ați face chestia asta. Nu uitați să lăsați un comentariu cu data pe care voi sunteți născuți, oameni buni. Nu uitați să puneți codulețul meu pe item shop dacă vă place ceea ce fac, și doar și doar și doar dacă vă place ceea ce fac. Nu uitați, băi, să dați un follow pe Instagram la unorobinetul1 și join pe camera de Discord dacă vreți să vorbiți mai mult cu mine. Să verificați linkul din descriere care vă trimite la un PC de pe PC Garage, un PC foarte bun și ieftin, și bineînțeles codulețul de reducere pe care îl aveți în descriere, oameni buni. Eu vă las cu clipul, vizionare plăcută. Bun, oameni buni, hai că am aterizat și noi, hai să luăm și lui lootul care putea fi găsit în sezonul 1, băieți. Ăsta două se găseau, hai că până acum o ducem destul de bine, nu e nimic nașpa. Vreau să vă mulțumesc enorm de mult pentru toată susținerea asta pe care am avut-o în perioada mea în care am fost de 16 ani, dacă m-am exprimat corect. Știu, am avut niște blocări pentru că îmi formez cuvintele acum pe loc bine, de fapt în fiecare clip fac chestia asta, dar... oameni buni, chiar m-a afectat foarte mult chestia asta pe care am reușit să o fac eu cu YouTube-ul, Instagram-ul, tot ce am reușit să fac eu în toată perioada mea, adică în tot anul ăsta în care am avut 16 ani. Chiar m-a afectat destul de mult. De ce am venit în Hall? Eu vreau să vin Pleasant. Ok. Ok, este un player bun. Dar noi atât de inteligent ca noi, ok. Vreau să mă duc Pleasant pentru că și Pleasant e o locație, băieți, pe care o găseam în Fortnite din sezonul 1. Dar până am pornit eu filmarea, am aterizat aici. Oricum nu băgăm de seamă, oameni buni. Ce vreau să vă mai spun e că am rămas șocat și efectiv am realizat, pe timp ce treceau orele în ziua de astăzi, eu stăteam și mă gândeam, băi, eu chiar am reușit să fac multe în perioada asta. Anul ăsta eu chiar am reușit să fac multe, pentru că anul trecut pe vremea asta, chiar puțin mai devreme, aveam 800 de abonați, ceea ce pentru mine însemnau, era un număr mare. Și acum, frate, dacă stai și te apuci de YouTube și abia te-ai apucat, este un număr ok. Pentru mine însemna foarte mult, pentru că atunci, să zicem că a început să-mi înflorească canalul, pentru că eu ulterior am avut o promovare. De asta vă sugerez, băi, să nu vă las promovări, pentru că o promovare nu mai e la fel de ok cum era în 2014-2015, când, băi, o promovare chiar se merita și o promovare chiar te ajuta extrem mult, pentru că cu promovările îți aduc numere, dar inactivitate, ceea ce am pățit și eu. Atunci eram pe cale să mă las de YouTube. Și făceam cea mai mare porcărie a vieții mele dacă făceam chestia asta. Uite că n-am făcut, m-am lăsat, am continuat. Am acceptat niște sfaturi de la prieteni cu, nu știu, cu diferite chestii. Băi, faia, 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 și am făcut asta, băi. Și pe mine cel puțin m-au ajutat extrem de mult și țin neapărat să le mulțumesc și în momentul de față, pentru că fără ei probabil eu acum nu mai făceam YouTube pentru voi. Nu știu dacă sunt machine gun albasturi era în sezonul 1. Asta e iurea, ok, nu o să-l iau. Pentru că nu sunt sigur, dar oameni buni, cum am zis și mai devreme, anul ăsta a fost cel mai productiv an de până acum, cel mai productiv an al meu și anul de care sunt cel mai mândru pe partea asta de social media, content creator și toate cele. Băi, chiar țin să vă mulțumesc. Și uite că ați reușit, băieți, să faceți și challenge-ul pe care eu vi l-am dat vouă mai de mult. Nu știu dacă vă aduceți aminte, v-am provocat, băieți, să facem 50.000. Eu am ținut, am tras tare. Voi v-ați ținut de treabă, ați dat share pe Instagram la colegi, le-ați zis de canal și chestii de genul. Ei s-au abonat, băieți, și am făcut 53.860 și ceva în momentul de față, pentru că am verificat acum câteva secunde, dar s-au mai abonat vreo 2-3. Hai să zic un 53.864, 865, ceva de genul. Vă mulțumesc extrem, extrem, extrem de mult. Chiar nu mă așteptam, sincer, pentru că aveam 45, cred, sau 44 și ceva de mii acum 2 săptămâni, cred.
Și canalul efectiv a mers boom. Nu 2 săptămâni, vreo 3 săptămâni, ceva de genul. Oricum, vă mulțumesc foarte mult, băieți. Bun, și pentru cei care nu știau, băieți, astăzi este ziua mea. Chiar apreciez urările pe care le-am primit pe Instagram și pe care o să le primesc în secțiunea de comentarii la acest clip, pentru că sunt 100% sigur că vor fi și acolo 2-3 urări. Chiar vă mulțumesc foarte mult, dacă nu o să apuc să vă mulțumesc la fiecare în parte, băieți, să știți, și fete, bineînțeles, să știți că însemnați foarte mult pentru mine. Hopa, uite, avem aici primul player, adică al doilea player pe care noi o să-l batem. Uite care e Rocket Launcher. Depinde ce culoare e Rocket Launcher-ul, că dacă e... Stai, ce culoare era Rocket Launcher-ul? Mov și legendar, nu? Uite, pot să-i dau grenade. Bro, ce faci? Ok, pot să și buildez, din fericire. Nu înțeleg ce face băiatul ăsta, băiți. Bro, ești ok, gen? Funcționezi? Uite, e asta. Eu cred că... Altul, man. Altul, man. Ok, eu să plec, băieți. Sper să-l găsesc pe ăla acolo și să nu vină după mine. Băiatul ăla. Ok, eu să plec. Eu am voie să joc doar cu lui din sezonul 1, băieți. Ce mai grozav lucru aici. Pentru că am vrut așa să dau înapoi timpul, băieți. Cum s-ar zice, pentru că am vrut să fac ceva puțin memoriabil, da, cred că ăsta e cuvântul, ca să marchez așa puțin trecerea asta de vârstă, că nu știu, e New Year, New Me, nu știu dacă știți vorba aia, un an nou, un nou eu, bine, chestia asta am folosit-o de Revelion când s-a trecut de la 2019 la 2020, dar tot e ok, uite că chiar mă mănâncă nasul. Nu mai știu, băi, dacă era Big Shield în sezonul 1, nu cred că era, băi, Big Shield în sezonul 1. Ceva mă face să cred că nu era Big Shield în sezonul 1. Păi stai, și atunci cum te făceai? Ba, era Big Shield în sezonul 1. Da, băi, teoretic și practic și logic ar fi să fi fost Big Shield în sezonul 1, pentru că altfel n-aveai cum să te faci full. Right? Corect. Și am auzit unul ca trip aici. Încă-l aud. Hai, frate, hai. Hai să ne luptăm, luptă-te cu mine, hai. Avem și skin băieți din sezonul 1, din câte puteți vedea, și pickaxe-ul și backbling n-avem, dar puteam să-l folosesc pe asta de Red Knight. Hai, frate, eu cam dau cu căștile în microfon, dar e ok. Dacă v-ați uitat, băieți, până aici, vreau neapărat să scrieți acolo în secțiunea de comentarii câți ani aveți voi și data nașterii voastre, băieți, ca să vedem cine e așa mai apropiat de mine, cine e mai depărtat și chestii de genul. Scrieți acolo, băieți, vârsta voastră în secțiunea de comentarii. Chiar sunt foarte curios, bineînțeles, și fete. Chiar sunt foarte curios câți ani aveți voi. Drop. Drop era în sezonul 1. Și mai era băiatul ăla cu rocket launcher-ul. Uită-l mă și pe ăla cu sniper-ul. Ce unde ai dat, tata? Învață, frate, bine să tragi cu sniper-ul. Ce faci? Uită-l și pe ăsta de subire. Băi, ăștia vor să mă tragă în capcană, băieți. Vor să se unească amândoi. Ok, o să-i lasă să se bată. Vor să se unească amândoi băieți, să mă facă pe mine, să mă arăt, să mă moare. În sezonul 1 făceam baze de astea, băieți, eu. Holy shit, baze din astea de cât timp n-am mai făcut. Hey. Da, ghiciți ce, în sezonul 1 nu era pampul ăla. Dar era mechitul care... Bro, unde ești? Vreau să te bat. Mamă, vă dați-mi ochi dacă dau fail la filmarea asta, efectiv pierd momentul când am făcut 16 ani, deci trebuie să mă concentrez. Când am făcut 17 ani, pardon. Ok, hai să-i batem băieți pe ăștia. Trebuie să-i batem, uite-l. Hai. Nu vor mai băieții ăștia să se bată cu mine, băieți. Nu vor, le e frică. Am medkit-uri, pot să mai stau în zona eu. Vreau să văd pe băiatul ăla de unde dă. Uite-l, mă. Blinkit mi-a dat. Fuck, nu e ok ce-am făcut, băieți. Nu-i deloc ok ce-am făcut, că am uitat cât de mai mult. Da, ba da, e ok. Ca pot să plec pe aici. Nu, bro.
Come on. Bun, băieți, hai să facem și noi încercarea a doua. Ora este 11:54 și ar trebui să vă arăt. Sper să-mi dau armă care a fost în sezonul... Am înțeles, pot deja să mă omor. Nu mă omor. Hai, bro. Una. Două. GG's. Bun. Hai să vă arăt repede cât e ceasul, băieți. Repede. Nu băgați în seamă poza de fundal, băieți. Sunt pasionat mașini. Hai să vă arăt, stați să văd și dacă se vede. Este 11:55, deci o să prindem momentul, băieți, când fac 17 ani pe filmare. Oh my god. Bun, hai să vedem ce o să putem face cu băieții ăștia de aici. Uite-l, văd pe ăla. Am încercat să-i fac manevră. Of. Hai, frate, hai. Băieți, fiți atenți. Ce să fac ăsta, bro? De ce nu m-a trăit la el, oare? Bă, e bun ăsta. Care e ăla bunul? Ăla de acolo e ăla bunul, cred. S-a pus bine rău. O să vină la third party dacă o să mă bag în cearta asta lor. Bro, de ce tragi dacă știi că nu mai e aici? Ce se întâmplă dacă nu-ți apă în spatele? Hai, bro, hai, bate-mă, bro, bate-mă dacă poți. Hai, încă o dată. M-am făcut greșeala să dai edit. Na. Ba și pe ăsta. Mamă, sună telefonul. O sună Ioana, cred că vrea să-mi zică la mulți ani. Vede. Ce s-a tras? Uite-l, mă. Vezi ce prețești, bradere, dacă te pui cu mine? Nu mă vede. Nu cred, îl bat. Nu! Bun, băieți, deci, în concluzie, am prins momentul în care am făcut 17 ani pe YouTube, oameni buni. Este 002.001, a fost acum, s-a făcut 002. Oameni buni, nu uitați să vă dați acolo butonul de like dacă v-a plăcut ceea ce am făcut astăzi în clip. Nu uitați să vă și abonați la canal dacă vă place ceea ce fac, bineînțeles. Nu uitați să dați un follow pe Instagram la unurobinetunu dacă vreți să vorbim mult mai mult decât o facem deja, oameni buni, prin comentariile de pe YouTube și, bineînțeles, pe camera de Discord. Oameni buni, nu uitați să puneți codulețul meu pe item shop dacă vă place ceea ce fac și dacă vreți să apăreți în videoclipurile mele. Și, oameni buni, nu uitați de linkul din descriere cu PC-ul de pe PC Garage și codulețul de reducere. Oameni buni, eu v-am lăsat. Ciao!